Are culoare, are emoție în el, are un sentiment, are o istorie, o tradiție. Mai rar să le combini pe toate într-un scenariu, într-o poveste. Și atunci n-aveam cum să nu fac pagă. E o poveste între iertare și relație între tată și fiu, la care și până la urmă tatăl, chiar dacă el crede că fiul lui a luat o razna sau cu poveștile lui din cap, deși și el spune nu știi cât am iubit și s-a dus să le dea binecuvântarea, orică se întâmplă în fantezia noastră, orică se întâmplă în realitate, e acea poveste care poate unul dintre noi ne identificăm, să fie sau să nu fie, trăim povestea noastră acolo, ce bine ar fi să fie.